Alo? Bună ziua, domnul Laurențiu? Da, de la firma de consultanță. Da, am primit CV-ul dumneavoastră și e foarte bun. Am văzut că aveți și studiile și referințele necesare. L-a văzut și domnul director și m-a rugat să stabilesc un interviu cu dumneavoastră. Mâine la prânz ar fi convenabil? Ok, în jurul prânzului e perfect. Vă așteptăm. La revedere! Bună ziua! Bună ziua! Pe cine căutați? Sunt aici pentru interviu. Am stabilit ieri să ne vedem la orele prânzului. Dumneavoastră sunteți domnul Laurențiu? Eu sunt. E vreo problemă? Păi, nu știu. Trebuie să vorbesc cu șeful meu. Nu înțeleg. Ce să vorbiți? Păi, nu știu. Trebuie să văd dacă vă primește. Nu înțeleg. De ce să nu mă primească? Interviul e stabilit de ieri. Văd că încă aveți CV-ul meu pe biroul dumneavoastră. Păi, nu știu, așteptați un pic. Trebuie să vorbesc cu dumnealui. Nu știu, câteva secunde. Domnul director nu este la birou astăzi. O să vă sunăm noi. O zi bună în continuare. Bună ziua! Bună ziua! Bine ați venit! Luați loc, vă rog! Mulțumesc! CV-ul dumneavoastră e foarte bun. Aveți studiile necesare, aveți și experiență în domeniu, se vede că ați mai lucrat. Ce pot să vă zic? Toate sunt bune. Din punctul meu de vedere, sunteți foarte potrivită pentru acest job. Însă decizia finală nu mi-aparține. Va trebui să vă întâlniți și cu directorul nostru executiv pentru un interviu. Ok. Când se poate? Stați o clipă să văd dacă nu se poate chiar acum. Domnul Dănescu? Oana de la Resurse Umane. A venit doamna Coman pentru interviu. Este la mine în birou. Puteți să o primiți acum? Da? Ok. Îi transmit. O zi bună. Vă primește chiar acum. Știți unde are dumnealui biroul? Nu. Urcați scările la etajul 4 și intrați. Bine, mulțumesc mult. Succes! Mulțumesc! Bună ziua! Bună ziua! Doamna Coman! Da. Luați loc, vă rog. Mulțumesc! Doamna Coman! Mi-a vorbit Oana în termeni foarte buni despre dumneavoastră. Mi-a spus că aveți studii și experiență relevantă, aveți și recomandări și văd și eu aici în CV. E foarte bine, ce pot să spun, foarte bine. Mulțumesc. Doamna Coman, dați-mi voie să vă întreb ceva. Vă rog. Sunteți măritată? Sunt. Aveți copii? Deocamdată nu. Deocamdată, aha. Deci plănuiți să aveți în viitor. Nu este nimic planificat, dar ne-am dorit, bineînțeles, da. Aha, da. Doamna Coman, dați-mi voie să vă spun ceva. Aici se lucrează foarte mult. Se fac ore suplimentare, se pleacă uneori foarte târziu. Este un mediu foarte competitiv, nu e loc de ezitări. Mă înțelegeți? Nu cred că cineva care nu are planuri ferme legate de slujba asta o să poată să facă față. Noi aici suntem o echipă, înțelegeți? Da. Îmi pare rău, doamna Coman, dar nu cred că este locul dumneavoastră aici.
Sincer, vă sfătuiesc să mai căutați. Vă doresc o zi bună. Săruna. Bună ziua. Aici e firma de publicitate? Da. Cu ce vă putem ajuta? Păi pentru job, că am văzut pe internet, că dați un cum îi zice, un interviu pentru director de creație. Corect. Știi? Poftiți, luați loc. Da, mersi. Aveți un CV la dumneavoastră? CV? Nu. Adică să vă aduc două pagini cu două rânduri scrise, am zis că e prea puțin, mai bine vin așa și ne cunoaște. Două rânduri? Bărbat, 35 de ani, născut la trei rânduri, poftim, dar mai mult le încurcă, mai bine așa, vorbim... E cam puțin. Mai spuneți-mi despre dumneavoastră, locuiți în București? Nu, eu sunt din Glina, adică stau în Glina. Mai vin la București din când în când, nu-mi place aici, aglomerație, nu mă simt bine. Nu. Deci nu locuiți în București? Nu. Eu, adică vin în București din când în când, am banca mea, stau pe ea, dar nu-mi place. Fac naveta, București, Glina, Glina, București. Înseamnă că dacă dumneavoastră faceți naveta, aveți un loc de muncă în București. Cu ce vă ocupați? Aveam un loc de muncă, dar mi-au dat demisia. V-au dat demisia, da. Sau v-ați dat-o dumneavoastră? E așa un pic mai complicat, adică să vă explic. Deci eu, taximetrie, asta făceam, taximetru, cu taximetru. Adică, cum să vă explică dumneavoastră, luam oameni dintr-un loc, îi urcam în taxi de unde veneau ei sau mă chemau la adresă și luam și duceam în alt loc, unde aveau ei treabă, la gară, la obor, la aeroport, care pe undeva, adică, vă spus, îi luam dintr-un punct și duceam în alte puncte, unde aveau ei treabă. Okay. Vă rog, știu ce înseamnă. Ei. Nu trebuie să-mi explicați în detaliu. Am zis așa. Și ce nu v-a plăcut la acest job? De ce ați renunțat la el? Nu pot să zic că mie nu mi-a plăcut, adică mie mi-a plăcut, dar ăștia au zis că n-am voie să fumez la birou, adică în taxi cum ar veni, dacă îi luam pe oameni și duceam, făceam taximetrie. Știți ce a zis? Păi ce job e ăla, mă, să nu pot să fumez în taxiul tău, adică la biroul meu, căci e nu știu ce lege care le interzice, mi-interzice să mă pun să fumez. Și a zis, haide, dumneavoastră aici la birou, nu mai o țigare pe sub birou, că nu vă văd așa. Nu, la noi în birou nu se fumează. Da, doamnă, este, da, totuși o scrubire. Domnule, vă rog frumos. Cum vreți, da? Ok, dumneavoastră știți că în domeniul publicității, da, se cer oameni care au anumite aptitudini, competențe în acest domeniu. Vă rog frumos să-mi spuneți ce studii de specialitate aveți. Adică ce școală am făcut? Exact. Păi, doamna, cum să vă spun, eu am terminat cele patru clase primare teoretice de la Glina, de la noi de acolo, dar la restul nu m-am mai dus, doamna. Că mă plictiseau, oia vorbeau, dădeau din gură toată ziua, ce să tot stau eu să ascult? Și am zis, bă, mai bine să așa în viață, școala vieții, doamna. Că școala vieții e importantă, că adică ce să-mi spuneți, că am nevoie de nu știu ce studii, ca să fac niște slogane amărâte pentru diferite lucruri. Vă spun, școala vieții te învață mai multe. Păi, numai dacă mă uit, iată, un stilou, da? Uite, vă fac acum pe loc un slogan cu un stilou. Deci, stiloul, acest creion care nu se termină niciodată. Ați văzut? Imediat, doamnă, îmi vin așa numai când mă uit. Struguri. Sunt spălați ăștia, nu? Uitați. Struguri, da? Această piersică mică care intră în gură dintr-o singură ghițitură. Hă? Am făcut și rimă. Adică e cu poezie. Îmi vin, doamnă, îmi vin. Calculatorul ăsta. Acest creiere de plastic. Vedeți? Îmi vin, doamnă, îmi vin așa numai când mă uit. Mă uit la bluza dumneavoastră, de exemplu. Uitați, bluza dumneavoastră. Bluza dumneavoastră este... Domnule, vă rog frumos, bluza mea nu este sursă de inspirație, vă rog. Doamne, nu e, zis. Domnule, vă rog frumos. Nu, vezi, noastră e numai. Ok, am înțeles. Studii de specialitate nu aveți. Puteți să-mi spuneți ceva despre portofoliu? Dumneavoastră, aveți un portofoliu? Da, doamnă, avem. Asta avem. Asta nu plec niciodată, nu se poate. Uitați, ăsta. E bun? E foarte bun, vă spun eu. E de piele. Asta e de la cu piciorușe de animale. Mie îmi plac foarte mult animale, doamnă. Dar mai am o mașină, unele pe roșu, pe albastru. Pe roșu, doamnă, vă aduc unul. Vă aduc dumneavoastră unul, vi fac cadou. Mm-hmm. Doamnă, vă rezolv, mă duc acum, mă duc să vă aduc? Vă rog frumos, nu e nevoie. Aveți aici un formular unde o să vă rog frumos să vă treceți numele și toate datele dumneavoastră de contact. El ține de registrul nostru de interviuri și da, este obligatoriu să-l completați. Da, știți ce mă gândesc eu? Nu mai bine îl completați dumneavoastră, că mie mi-a cam amorțit dreapta de la ceasuri. De ce purtați ceasul pe dreapta? Ceasul, doamnă. Am mai multe, doamnă, pe dreapta. Păi, dar cum? Păi nu-s mai multe fuse orare? Ia uitați. București, Tokyo, Paris. Mă rog, am prieteni pe acolo și ceasurile sunt de la niște prieteni. Nu chiar toți sunt prieteni de-ai mei. Unii mi le-au dat așa, că n-au avut încotro ce să fac. Dar, uite, vă văd că aveți, nu vă dau unul roșu? Că al dumneavoastră, uitați, e suiz, doamnă.
E și antiacvatic, e cum vreți dumneavoastră. Îl fac cadou, doamnă. Stați-mă un pic, imediat îl desfac de aici. Nu vă mulțumesc, sunteți foarte amabil. Nu. Mulțumesc? Nu. Cum vreți dumneavoastră? Ce pot să vă spun? Așa. Studii de specialitate nu aveți. Nu. Experiență în domeniu nu aveți. Cu toată bunăvoința de care pot eu să dau dovadă, nu vă pot oferi un post în această agenție de publicitate. Repet, cu toată bunăvoința, nu îndepliniți niciunul din criteriile care țin de această meserie. Director de creație. Nu puteți, da? Nu, îmi pare rău. Păi, doamnă, vă spun eu ce faceți dumneavoastră acum aici. Deci dumneavoastră mă discriminați pe mine acum, da? Că m-ați văzut, v-am zis că-s din Glina și că am venit cu geaca asta de piele pe mine, cu fermoare, cu zorzoane, cu cercele și i-a zis, ce cu asta, ce ne trebuie nou? Și atunci mă discriminați dumneavoastră pe mine, înțelegeți? Dar lucrurile nu o să rămână așa, doamnă, pentru că eu o să mă duc la ANOFM, mă duc și la AJUOFM și mă duc și la CNC și la CNA și la multe alte ceuri de care nici n-ați auzit până acum, dar s-au auzit, doamnă, vă spun eu sigur. Domnule. Deci eu mă întorc cu toți aia la dumneavoastră aici și mai vorbim noi atunci. Nu, e foarte calm, e foarte calm. Rămâneți aici că mă întorc cu toate CNC-urile alea de care nici n-ați auzit până acum. E, păi, mă discriminați pe mine, doamnă? N-ați cum vedeți, doamnă.